În plină criză de locuri de parcare și într-o perioadă în care numărul mașinilor crește fulminant, intră din nou în peisaj serviciul de ridicat mașini și de blocat roți. Parcările dotate cu parcometre vor scoate din nou bani din buzunarele botoșenenilor. De activitatea de administrare se va ocupa societatea subordonată Consiliului Local, Eltrans. În momentul de față, noi lucrăm la modificarea statutului prin introducerea obiectului de activitate în statut. Ulterior, am înțeles că la primărie s-au semnat deciziile pentru constituirea comisiilor de predare, primirea bunurilor de retur. Dacă aceste bunuri corespund și sunt funcționale, le preluăm și estimăm că de la 1 februarie sperăm, dacă toate sunt funcționale și decurg bine, să începem cu administrarea parcărilor cumpărate. În curând, ar urma ca societatea să facă angajări. În primă fază o să angajăm câțiva oameni pentru a gestiona parcările cu plată. Iar pentru celelalte posturi de macaragiu, de exemplu, noi avem un macaragiu, îl putem folosi pe mașina respectivă și eventual să mai angajăm unul dacă solicitările vor fi foarte multe. Taxa pentru o oră de parcare va fi de 1,5 lei. 10 lei va costa un abonament pentru o zi și 100 de lei unul pentru o lună. Tariful de blocare-deblocare va fi de 30 de lei, operațiunea de ridicare 250 de lei și 250 de lei va costa transportul.